Bună ziua! Astăzi vom face o rețetă de pește vegan. O rețetă puțin cam neobișnuită, poate pentru unii, dar am făcut această rețetă deoarece am vrut să ajut persoanele care vor să devină vegane și poate le este poftă să mai mănânce și puțin pește. Pentru această rețetă eu am folosit 400 de grame de brânză tofu, 60 de grame de făină de ovăz sau o altă făină, 150 de ml de apă, 100 de grame de pesmet sau făină de porumb glisată, o foaie de sushi nori, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust, pudră de usturoi sau usturoi proaspăt, 2-3 căței opțional, 50 de ml de ulei de măsline extra virgin sau oricare alt ulei presat la rece. Pentru început punem făina de ovăz, 60 de grame, într-un bol, adăugăm sare, vegeta fără monoglutamat după gust și pudră de usturoi sau usturoi zdrobit proaspăt dacă ne place, 2-3 căței. Adăugăm apă minerală sau apă plată, 150 de ml sau mai mult sau mai puțin dacă folosim o altă făină. Facem o compoziție ca de clătit, adăugăm și 2 linguri de ulei, de preferință e să fie presat la rece, am pus de măsline și lăsăm deoparte puțin această compoziție. Brânza tofu, 400 de grame, sau putem să facem doar jumătate din rețetă să vedem dacă ne place. Eu am folosit 400 de grame de brânză tofu, trebuie o brânză din această fermă. O să vă las sus o rețetă și în descriere o rețetă de brânză tofu făcută în casă, pe care trebuie să o presați foarte bine și să o lăsați foarte bine să se scurgă ca să ajungă așa foarte bine presată. O foaie de sushi nori, o găsiți în comerț, este vegană, este din alge marine. O ungem cu această compoziție de ovăz și apă. Și apoi punem brânza tofu tăiată. O încadrăm pe această foaie. Presăm ușor și apoi decupăm. După ce decupăm fiecare bucată cu ajutorul unui cuțit, vom tăia aceste bucăți așa cum se vede și vom obține niște triunghiuri. Adăugăm opțional niște pudră de turmeric pentru culoare. O tigaie antiaderentă o punem pe foc mediu. Eu folosesc tot timpul al treilea ochi de la aragaz când fac clătite, când fac ceva care trebuie prăjit, cum s-ar spune, care trebuie pus pe tigaie, chiar dacă nu folosesc ulei, deci eu pe cel de-al treilea ochi de la aragaz voi pune și acest pește vegan. Dăm bucățelele acestea tăiate, cred că ați văzut cum le-am tăiat, le-am tăiat așa transversal ca să obțin niște triunghiuri. Îl dăm prin această compoziție de făină și apă, trebuie să avem o compoziție ca de clătite. Și apoi prin pesmet sau făină de porumb din aceea grisată. Le terminăm pe toate de dat, iar apoi le punem în tigaie. Mie mi-au încăput toate într-o tigaie. Le așezăm în tigaie și le lăsăm să se gătească câteva minute pe fiecare parte, până devin puțin rumene. Ne uităm când sunt așa rumene, le întoarcem și le mai lăsăm și pe partea cealaltă la fel, până se rumenesc. Asta durează câteva minute, maxim 5 minute. Așa arată când sunt gata, le lăsăm puțin să se răcorească, iar apoi le pensulăm cu puțin ulei. Eu l-am uns cu puțin ulei de măsline extra virgin. Acesta este opțional.
Dar va face, acest ulei va face ca acest pește vegan să semene cât mai mult cu peștele care este prăjit, având acest ulei. Eu am servit acest pește vegan cu orez, cu legume, dar puteți să-l serviți cu orice altceva vă place. Acum gusturile diferă, nu pot să spun că este un pește 100% ca cel natural, dar este un înlocuitor de pește pentru vegani. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!